good morning to everybody. First, second, about the match last week, we start no good. This was the reality. I think we prepare the week good, but maybe some player the first match was not 100% himself. But not for physical condition, but for brain condition. So, but after the third goal, we realized that wasn't enough. So the second half was different performance. So to the player last week, I spoke about we have to start from the second half. But for the behavior, for the how we approach the match. A spus legat de meciul cu Cixere, dacă am pregătit foarte bine meciul, dar din păcate în prima repriză probabil nu a fost pregătiți la nivel mental pentru acest meci. La nivel fizic am fost, zice el, bine. Dar, din păcate, după ce am primit cele trei goluri, a fost destul de greu, dar trebuie să plecăm de la repriza a doua, care a fost total diferită și putem să luăm lucruri bune din a doua parte a jocului și că trebuie să începem meciurile cum am fost în a doua repriză, pentru că practic se joacă două reprize. Despre meciul de sâmbătă, care sunt? Cum e moralul jucătorilor? About the Saturday next game, how is the moral of the players? The players are better because in the football you have the chance to, after a few days, to prove that was the best performance. The nice of the football is this one, because every few days you can change and prove that you can be different. Moralul trebuie să fie bun pentru că fotbalul îți dă oportunitatea să, după câteva zile, să arăți că a fost doar o înfrângere și trebuie să mergi mai departe. Spunea la o conferință de presă anterioară că e nevoie de câteva săptămâni ca lotul să fie sudat. Atunci spunea de 5-6 săptămâni. Acum? The last press conference, you said that we'll need 4 or 5 weeks to become a good team because it's the beginning of the game. Yeah. How long will it take now? How long, I don't know. I can see that day by day is different because we improve some mistake that we do. But for me, it's important about the reaction, the mental, how they will arrive to the next match. Because we know we make mistake, but we also know that we can play different because there is the quality to play different. But I saw for the last match that we suffering in some situation like long ball, and this week we work on that. But also we have to take something good that we did the last match. And for me, we can every match we can show our quality. Spus că nu știe exact câte săptămâni vor fi, dar cu siguranță în fiecare zi încercăm să reparăm greșelile pe care le-am făcut și să progresăm. Pentru că în primul meci am suferit pe mingile lungi și săptămâna asta am încercat să lucrăm și trebuie să arătăm în fiecare meci că am crescut și că avem valoare. Este CSM Slatina este pentru a treia oară în Liga 2. Și ei au făcut transfer, au transferat 14 jucători. Cum considerați că va fi jocul, ținând cont că și Ceaglou a adus toți 14 jucători în lot?
Slatina is for the third time in second division, and they did something with the same like us with 14 new players. How you think would be the game? Because also then they have new players and we have new players. I saw last match, and I saw the they have a good organization. They are some good player. It's good team. They run, they press, but also they try to play football. And I think that for us was more difficult last week because we were surprised with all long ball and aggressive. How was so aggressive the pressing from the other. But I think we have. Instead of speak about the match teams, we have to come with a good mentality for the next match. We have to be a little bit more aggressive. We have to be a little bit more with the personality to try to play, but also don't lose tackle. Be a little bit more dirty than be beautiful. Because we have to adapt to this league. A spus că au urmărit ultimul lor meci, că au câțiva jucători de calitate, că încearcă să joace și fotbal în anumite momente, sunt agresivi, aleargă mult. Am fost surprinși și pe mingile astea lungi la meciul trecut și trebuie să fim mult mai pregătiți din punct de vedere mental și mult mai pregătiți în a ne adapta la campionatul de Liga a doua, pentru că și noi avem jucători noi. Cum s-a văzut meciul de la Cixerea din teren? Pentru mine? A fost greu în primele 30 de minute, pentru că fiecare gol pe care l-am primit, e clar că la nivel mental nu te ajute. E natural lucrul ăsta, dar din păcate trebuie să acceptăm rezultatul, trebuie să acceptăm că trebuie să muncim mai mult și în fiecare zi să încercăm să progresăm pentru a fi mult mai bine în meciul următoare. Dacă ai avea puterea să schimbi ceva în meciul trecut, ce-ai schimba un singur lucru? Fotbalul e imprevizibil, nu prea poți să schimbi așa, să zicem că a trecut meciul, nu mai poți schimba ce a fost. N-a schimbat nimic, pentru că până la urmă așa a fost scris să fie și probabil așa trebuia să încep. Este închisă lista transferurilor la Ceahlău, ținând cont cu ultimul sosit în cadrul clubului Under de 17 ani. Vă mai doriți și alt jucător pe posturi? Se e mercato e chiuso dopo il giovane che è arrivato, vuole altri giocatori. Il mercato di Sai, giusto? Sì, di settembre. Probabilmente qualcosa sarà fatto ancora. Ha spus că perioada de transferuri se închide pe 6-7 septembrie și că cu siguranță mai este timp să mai vine de putere. Dar de ce ar fi nevoie? Să fără poziția de bună urmă cu reserva un jucător. Sunt un jucător just, la mentalitatea giusta. Magari con qualcosa di esperienza in più, ma posizioni sono poi quelle che discuteremo con la società. Ha spus che è importante se viene, dacă vin giocatori de valoare, poate cu mai multă experiență, iar legat de pozițiile pe care trebuie să vină, sunt lucruri pe care trebuie să le vorbească cu conducere. În primul joc acasă, un gând sau o vorbă pentru suporterii care vor sosi în tribună, perché è la nostra prima partita in casa, vuole mandare un messaggio ai nostri tifosi che arriveranno allo stadio. Prima vorrei ringraziare perché dopo la partita ci Cisereda, da quello che ho sentito, sono stati positivi nei confronti della squadra. I giocatori devono fare una partita importante anche per loro, perché
non speso i soldi per venire a fare la trasferta e quindi chi paga il biglietto giusto che sia ricompensato con sudore, con la fatica, con la voglia di fare. În primul rând vreau să mulțumesc celor care au făcut deplasarea la Csíkszereda, pentru că a fost foarte important și mesajul de la final de susținere și e normal ca noi să luptăm cu sudoare și să dăm totul pe teren pentru a răsplăti oamenii care totuși cumpără bilet sau abonament. Vor fi schimbări în primul 11 la meciul rusul? Pentru mister. Può darsi, anche se non mi piace cambiare per una partita, è giusto che qualche giocatore abbia comunque la fiducia, è giusto che un giocatore che durante la settimana dimostra di stare bene, di voler giocare, come un po' tutti, però esiste anche un po' il dare fiducia con costanza da qualche giocatore. Ha spus că nu prea e adeptul schimbărilor după un singur meci, dar cu siguranță sunt un jucător care pot primi încredere deoarece în timpul săptămânii au demonstrat că au nevoie de încredere. Un pronostic pentru tine și pentru... Pronostic. Pentru un meci? Da. We work every day for winning. Nobody wants to lose. But sometimes you go inside one match and after 6 minutes you almost score a goal by yourself. After 10 minutes you take another goal because you make mistake. But we want to win, of course, we want to make a happy supporter, the owner, everybody work for us. We work for them, but the important is how the player go inside. If they want to try to win the match from the first second until the last second, and you take the personality, you put everything inside, will be with difficult moment in every match, but will be simple to win. No simple. But win. Possible to win. Possible to win. Usually win who have more want to win. It's more hungry. Okay, a spus că singurul pronostic este că la fiecare meci trebuie să jucăm la victorie. Normal că toți ne dorim să câștigăm pentru noi, pentru conducere, pentru suporte, dar de exemplu, cum a fost la meciul trecut, după 6 minute am luat un gol, după 10 minute am luat iarăși gol. E normal că lucrurile astea nu au fost pozitive, dar trebuie să încercăm să ne dorim mai mult, pentru că întotdeauna câștigă echipa care își dorește mai mult. Moralul sau spiritul echipei după jocul la Csíkszereda s-a mai îmbunătățit, pentru că jucăm primul joc acasă. Am mai răspuns mai devreme. Da, mai devreme. He asked about the moral of the team again. So you already answered about it. Mai sunt întrebări? Aș vrea să întreb doar atât. Crede domnul antrenor că așa cum este lotul acum cu jucătorii care sunt acum, se poate menține într-o poziție, sau poate ajunge într-o poziție oarecum onorabilă, fruntașă în Liga a doua, în campionatul ăsta? Cum este, nu cum a fost jocul de la Csíkszereda, ci cum este lotul acum? He asked about the team in this moment, I mean the organic of the team, the players. With these players, you believe that the team will be in the, let's say, in the high zone of the table? I think we have to improve every day. Every day, and for me, we have quality. We have to realize fast how is the league, because many players come from other kind of football. We saw, but I know already before that the second league is your
face the team that run a lot, fight. So this one have to be one quality also for us. So be aggressive, don't lose the tackle, and for me we are also the quality to try to play football fast and also aggressive. But we have to switch this one. We have to become different in this situation. Then sometimes you start to win because your self-confidence become higher. Lotul pe care îl avem, el crede că dacă îmbunătățim în fiecare zi anumite lucruri, putem și legăm câteva victorii, putem să facem lucruri bune, e normal. Este accidentația de ani, ținând cont că la CSR la Bărcunosul de atac a fost schimbat după o accidentare? Se avea un infortun în acest moment. Nu. Nu.